Doamne, odihnește și sufletul adormitei roabei tale, Regina Elena României. Înainte de a se odihni alături de toți suveranii României, dar mai ales alături de fiul ei mult iubit, regele Mihai, o slujbă a fost oficiată în memoria reginei mamă Elena. Emoționați de acest moment pe care l-au așteptat zeci de ani, membrii casei regale și-au luat rămas bun de la regina. Majestatea sa Margareta, principele Radu, principesele Sofia și Maria și nepotul regelui Mihai a fost prezent la ceremonie. Slujba de înmormântare a fost oficiată de patru mitropoliți ai României. Sute de oameni au venit să aprindă lumânări, să depună flori și au păstrat un moment de reculegere. Moment istoric, o recuperare a trecutului. Emoțiile sunt foarte mari. Se face o frântură de dreptate, în sfârșit. Astăzi, regina Elena, mamă, își găsește odihna în pământul frumos al patriei. Apoi, militarii brigăzii 30 gardă au purtat crucea de lemn, coroana de flori și sicriul către noua catedrală arhiepiscopală și regală, în aplauzele celor prezenți. Au fost intonate imnul național și cel regal. La ceremonia îngropării a participat doar familia regală. Înainte ca sicriul să ajungă în criptă, au fost trase 21 de focuri de armă. Mărți! În salvă! Mărți! În salvă! Mărți! În salvă! Standardul reginei mamă va fi expus ulterior la Săvârșin, în Muzeul Regal. Regina Elena a închis ochii la Lausanne în 29 noiembrie 1982, timp în care țara noastră se afla sub dictatura comunistă. După 7 decenii, regina Elena s-a întors acasă. Osemintele au fost aduse ieri de la Geneva cu avionul militar spartan al forțelor aeriene române.